Deșteptarea. Ca să mai vorbim un pic de vacanță, mi-am adus aminte în dimineața asta de o întâmplare de astă vară, de acum o lună, practic. În drum spre casă am zis să ne mai prelungim puțin vacanța în Grecia și ne-am gândit să eram cu niște buni prieteni, ne-am gândit să mergem, să traversăm puțin și să ajungem în zona Pelion. Cum? Lângă Volos, în Pelion. Ok. Eu nu știu județele din Grecia. Așa, nu nimic, o să cauți. Cei care au fost pe acolo o să știe, își aduc aminte imediat despre ce este vorba. Ideea e că din Volos trebuie să urci muntele, e serpentinos, Posada, ba chiar mai rău. Știi, merge așa vreo oră și ceva și traversezi în partea cealaltă, ajungi la mare, e frumos, munte mare, un peisaj de vis. Fusesem acolo împreună cu soția mea și cu alți prieteni în urmă cu vreo 10-15 ani, nu mai știu exact, de vreo două ori și ne-a plăcut, mai ales că nu era foarte multă lume, dar zona nici nu are foarte multe cazări. Adică nu sunt multe hoteluri, sunt destul de multicele pensiuni, nu sunt cele mai bune condiții, dar ne-a plăcut că era liber. Și am zis, bă, mergem acolo, o să fie frumos, o să vedeți, o să vă placă. Și am plecat dimineață, mă rog, din Zakynthos, am mers destul de mult, cât să ajungem pe la 7 în Volos. Okay. Știam că ne așteaptă încă vreo oră și ceva de traversat muntele, dar zic, asta este. N-am căutat cazare. Deci n-aveam cazare luată cum pleci ca omul în concediu. E cum? N-aveam cazare. Am zis, lasă-mă că mergem acolo și găsim noi. Tragem pe dreapta și întrebăm, bună ziua, știi? Să fie de aia cu cheia pe marginea drumului. Ne-am uitat noi un pic pe Booking și am văzut că nu prea sunt. Zic, bă, asta e zona, nu prea sunt. Știam că nu prea sunt, știi? Mă rog, am ajuns, am traversat muntele. Și în locul în care știam că urmează să mergem la plajă și să ne bucurăm încă de vreo 2-3 zile de zona respectivă, era o parcare ca pe maghiar. Deși ce am descoperit că era, cred că era toată lumea din lumea asta în zona respectivă. Deci nu mai erau locurile pe care le cunoșteam noi. Da, da, da. Era blocat tot. Erau locuri unde știam că nu se circula cu mașina. La vremea respectivă n-aveam voie să mergem cu mașina. Acum erau cu mașini parcate și sus și jos și blocate. Deci era ceva ce n-am văzut. Și în condițiile astea am început să întrebăm de cazare. Ne-am dus stânga, ne-am dus dreapta. Băi, n-avea nimeni. Am luat, deci am deschis Google Maps, unde ți apar tot soiul de locuri unde te poți caza. Și am luat bucată cu bucată și am sunat. Căutam două camere, e adevărat, două triple. Eram și noi cu Alexandra și prietenii noștri cu un adolescent de 17 ani și ne trebuiau două triple, deci nu era chiar așa simplu, ușor. Da. Am sunat, băi, n-am găsit nicăieri, nici la o stea, nici la două, la nici o stea, nici la patru stele, nici la nimic, nimic, nimic. Și uite-ne pe noi, urcăm pe munte ușor, ușor, că ne depărtam de zona aia de mare, zic, mă, poate nu găsim acolo, dar găsim mai departe. Da, da, da. În niciunul din satele alea nu găseam cazare. Era aproape de miezul nopții și am ajuns într-un... Hai să zic că statie. Se numește Tsagarada. Este absolut spectaculos. Absolut. Dacă ajungeți vreodată în zonă, vă recomand să-l vizitați. Și uite cum căutam noi din casă în casă, repet, fără nicio problemă. La un moment dat, când ne întoarcem de pe munte, că parcasem undeva la șosea, îl vedem pe ăsta micul de 17 ani, pe Dragoș, vorbim cu o bătrână. Cam la vreo 80 de ani. Și zic, băi, Dragoș, dar ce vorbești cu ea? Zice, nu înțelege engleză. Dar m-am înțeles cu ea prin semne, zice că ne ajută ea. Și am rămas așa, ușor, știi? Da. Zicea că mergeam, am luat-o pe bătrână în mașină, cu mască, mă rog, corespunzător și așa mai departe. Și ne-a dus, preț de vreo câteva minute, și am ajuns undeva, într-un loc pe marginea drumului, unde erau, la vorbă, încă vreo patru bătrâne. Și mă simțeam ca într-un film de la, înțelegi, în care practic nu mai era nimeni pe lume și ele erau singure. De ce? Imaginează-ți, noapte, știi, târziu, n-au putut să ne ajute. La momentul respectiv au zis că n-au cazare, însă una peste alta au dat niște telefoane și am reușit să găsim trei camere duble, ne-am cazat separat și așa mai departe. Dar mi-am dat seama în momentul ăla că am trăit ceva unic și nu mi s-a mai întâmplase până atunci, știi? Să ajung undeva, să n-am cazare și să fiu și în imposibilitatea de a mă caza. Da, da, da. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat... Eu n-am făcut în viața mea așa ceva. N-ai făcut niciodată? Nu prea, nu că nu-mi plac, mie nu-mi plac surprizele de genul ăsta. Adică nu un concediu. A, că ne distrăm noi, mergem pe undeva, nu știu ce, da. Știi ce repede descoperi
abilități de astea de comunicare și încep să te descurci. Asta da. Pentru că n-am găsit cazare decât pentru o noapte, acolo unde am găsit. Și am zis că mai stăm câteva zile, știi? Iar a doua zi, pur și simplu, m-am dus la... Așa am făcut eu. Acum, nu știu, dacă vouă vi s-a întâmplat lucrul ăsta, poate aveți și voi poveștile voastre. Apropo, ne puteți da mesaje 0728111222 sau ne puteți suna la 0372069599. M-am dus la magazinul din sat, pur și simplu. Și am găsit o cazare cu ajutorul unei vânzătoare de acolo, care tot așa a dat telefon stânga-dreapta și am găsit două camere până la urmă, știi? Păi da, mă, unde am mai stat câteva zile. Fiind și o țară turistică, bănuiesc că au și ei, cum avem noi în zona Venus-Jupiter, păi da, da, care stai... stau cu cheia și o... Că nu e ușor. La marginea drumului, dar la ăștia probabil nu se practică. Și atunci îi găsești așa. Nu e ușor, insistând. Că era efectiv full. Bine, era și august, noi nu ne-am dat seama. După aia am dat filmul înapoi și am realizat că acum 10 ani când am fost noi, am fost în iunie, unde nu era chiar un sezon. Mic detaliu. Și așa mai departe. Da, poate aveți și voi locuri în care ați dormit, uite, la nevoie, mai ciudate. Ți s-a întâmplat? Da, eu știu, într-o căpiță. Într-un staul. Da, poate și într-o căpiță, da. Să vezi ce frumos e când nu găsești cazare, n-ai motorină și te trimite cineva în pădure pe drum forestier ca să găsești o cabană, super, și cu copil de 3 luni cu tine. Wow. Dar a fost foarte bine până la urmă, zice cineva. Am plecat și noi la Băile Felix cu gândul că e imposibil să nu găsim o cazare. Împreună cu soțul meu am căutat peste tot, am sunat unde găseam pe Google, la hotel, căutam nimic, așa că prima noapte de concediu am dormit în hotelul nostru, în mașină, ne spune Elisabeta din Târnăveni. Recunosc că luasem și noi în calcul treaba asta la un moment dat, că nu aveai... Nu e chiar o tragedie să... Da, era cald, mașină. Era vară, era frumos, da. Puteam face și lucrul ăsta. Ia să vedem, multe mesaje și în dimineața asta. Bună dimineața, Alex din Timișoara sunt. Am trăit o experiență asemănătoare acum vreo 2 ani în Serbia, pe clisura Dunării, eram cu bicicleta. M-a prins seara pe bicicletă, eram epuizat după 170 de kilometri de pedalat. Mamă. Și m-a oprit într-un sătuc. Într-un sătuc unde nu aveam cazare, nu știam unde să mă duc. Limba sârbă nu o cunosc, nu vorbesc. Sârbii nu prea vorbesc engleză, a fost un pic greu să găsesc pe cineva cu care să mă înțeleg. Și atunci când am găsit pe o bătrână cu care vorbeam prin semne. I-am arătat efectiv că vreau să dorm și că vreau să mănânc și ea a înțeles, a fost suficient. M-a primit la ea în casă, a făcut și ceva de mâncare pentru mine, când mi-a pus farfuria în față, eu instinctiv am spus mulțumesc. Bătrâna se uită la mine și începe să zâmbească. Mă, tu știi română, tu ești român. Și de atunci am început să vorbim română. Te-a prins. Foarte simpatică. Bătrâna mi-a povestit despre amintirile ei de pe vremea lui Tito. Foarte, foarte faină experiența. Merită să încercați. Era bătrână. Nu, dar adevărul e că nu numai aici prin vecini, dar pretutindeni. Sunt atât de mulți români plecați în lumea asta largă, încât da. Oriunde trebuie, în primul rând, să încerci înainte de engleză să vorbești românește. Să spui bună ziua. Ai șanse mari să dai peste un confrate. Așa este. Victor, bună dimineața! Nața, băieți, și bine ați venit, sau bine ați revenit. Bine te-am regăsit, Victor. Vă salut din Norvegia. Da, ia zine, ce ai pățit pe acolo? Tot acolo ești. Tot acolo sunt, Luca, tot acolo. Sunt unde m-ai lăsat ultima oară. Așa. Ce am pățit? Acum vreo câțiva ani, noi când mai avem câte un weekend așa, o mai luăm, hai fui. E superbă țara asta. E, și odată a zis, hai să mergem la Geiranger. Geiranger e un orășel foarte turistic, dar într-o perioadă scurtă de timp, unde nu se găsește nimic cazare. Noi n-am luat în calcul treaba asta și bineînțeles că am luat-o din hotel în hotel, din hotel în hotel, nimic. Și a trebuit să apelăm la exact ceea ce te-ai gândit și tu, George. Am dormit în mașină, fiind în august, la începutul august, totul era full atunci. Cam asta a fost. Nu e rău. Nu e rău, nu e rău. Deși e cam friguț așa în Norvegia, mă gândesc că Norvegia nu e Grecia până la urmă. Victor, îți mulțumim tare mult. Hai să vedem ce mesaj am mai primit în dimineața asta. Salut! Am dormit în vagon de poștă. Am vrut să mergem cu nașul la munte, dar n-am avut loc în,
în tren, în vagonul normal, așa că ne-am dus cu Nașu în vagonul de poștă și am dormit peste noapte în vagonul de poștă. Mi se pare genial. Da, bravo. Da, e bine să-ți iei bilet până la urmă. De ce, mă? Că sunt întâmplări pe care le ții minte. Atunci e mai asta dificil. Da. Deci momentele alea sunt absolut groaznice. Știi că realizezi, de ieși și cu copil, nu știi ce să faci. Și... Dar după aia, uite, când povestești... Dimineața, băieți! Neața! Anii 90 am încercat să ne cazăm mergând pe Transfăgărășan la cabana Piscu Negru, cabana celor care exploatează lemnul în zonă acolo. Bucuroși că am găsit, am mers la doamna cabanier, ne-a luat și ne-a dus într-o cabană destul de pustie unde locuiseră muncitorii care exploatează pădurea acolo. Vreau să spun că erau paturi, era destul de curat, dar frigul și întunericul, lipsa curentului electric ne-a făcut să mergem puțin mai departe, unde am găsit un loc să putem să ne cazăm în condiții mai civilizate. Dar a fost o amintire plăcută. Toate cele bune vă dorim. Gigi Călăraș. Mulțumim, Gigi. Mulțumim pentru mesaj. Deșteptarea